Bun venit la RFI! Astăzi discutăm despre un subiect sensibil, câinii abandonați, recuperați și după aceea introduși în familie. Introduși în familie, vedem cum încearcă să facă acest lucru, să pună umărul la acest proces cei de la Clubul Câinilor Utilitari. Bine ați venit la RFI! Vlad Popescu, Romica Chințoi! Bine, v-am găsit. găsit. Mulțumim pentru că ne-ați primit din nou. Mulțumim că ați venit. Aveți acest proiect, Școala lui Codruț, un proiect destinat câinilor abandonați și găsiți și adoptați. De deci ce ați simțit voi nevoia să veniți cu un astfel de, de proiect pentru câinii adoptați? Inițial, inițial a fost. Dacă țineți minte, în 2013 au fost mai multe evenimente tragice care au dus la schimbarea politicii României, dacă vreți, și viziunii românilor asupra câinilor de pe stradă. O viziune care s-a transformat și în lege, într-o viziune mai intransigentă, acolo unde nu putem da spre adopție eutanasie, pur și simplu. Chestia asta în toată comunitatea iubitorilor de animale a stârnit foarte multă vâlvă, și noi ne-am gândit, noi ca dresori ne ocupăm de câini utilitari, ce putem face noi în treaba asta. Și am uh, ales această variantă. Dacă tu adopți un cățel, noi facem tot posibilul să te ajutăm să nu-l dai afară din casă sau să nu te dai el pe tine, etc. Și am început acest program gratuit de dresaj, care a fost... Uh, a, a ținut vreo 10 ani de zile în care a, am, am, a fost voluntariat 100%, toate costurile implicate le suportam din buzunar noi. După 10 ani de zile eu am fost cel care a zis, bă, poate ar fi bine să ne oprim dacă nu reușim să găsim. Noi am tot căutat tot felul de finanțări. În 2023 a venit această propunere din partea primăriei generale de a finanța anumite proiecte pe mediu, protecția animalelor, pe mai multe chestii și au zis, domnule, chestia asta cu școala lui Cloduț ar fi păcat să nu, să nu încercăm. Poate comisia decide că poate fi finanțată. am avut noroc că a fost finanțată, am avut uh, doi instructori principali, Romica și Eugeni, mai mulți voluntari din cadrul clubului care au venit și au susținut, uh, Ana Ciopată care a făcut o treabă excelentă în organizare, Asociația Animo, care ne-a ajutat foarte mult pe partea asta logistică, Spitalul Petstav, care iarăși ne-a foarte mult, și am reușit să ducem la capăt un program bine pus la punct, în care am reușit să revitalizăm toată, toată, tot acest val și să ajutăm 120 de perechi om-câine să-și îmbunătățească relația și să plece mai fericiți acasă. Romica Chințoiu, de ce e nevoie de dresaj? De ce e nevoie ca omul care a adoptat un câine să, să fie instruit? Că la un moment dat senzația e că voi instruiți mai mult oamenii decât câinii. Da, dresajul e mediul în care ne ne scăldăm, e mediul care ne permite să ne înțelegem unul altuia nevoile. La nu ne trebuie neapărat și spascul catul ăla, dar încercarea de a-l obține cât mai bine ne sporește relația și practic Oamenii când zic dresaj, de fapt vor relația asta Să-ți vină câinele când îl chemi să, 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 să poți să te conectezi Un pic la el. și fără, fără Un balet de ăsta pe care să-l pui în scenă E greu să te conectezi Trebuie să ai ceva Un, un mediu care să te scalzi uh -huh. În momentul în care spui uh, Câini uh, adoptați Te gândești la Îți place ce să spui, mai danezi Dar pe de altă parte din ce am văzut uh, Sunt și câini de rasă Abandonați Um, vreau să știu aici dacă există o diferență între cei de rasă și mai danezi atunci când îi preiei și încerci să-i introduci în familie. Și aici vă întreb, nu știu, pe cine vrea dintre voi să răspundă. E, insesizabil. insesizabilă. Dacă mă întrebați pe din experiența mea, n-am văzut o diferență atât de mare. Dacă e un câine de rasă sau mai danez contează mai puțin. Contează cel mai mult contează mediul de unde a pornit câinele, indiferent de rasa lui. Dacă pornești într-un mediu destul de greu, destul de dificil, atunci indiferent de să o să fie mai greu de lucrat cu el. Pentru că a, a pierdut un start în viață. Cumva și uh, cu aia trebuie să fii un pic mai atent, un pic mai uh, mai răbdător. Uh -huh. Dar nu, rasa am văzut că nu contează atât de mult. Sunt niște caracteristici de raza, dar nu nu cred că sunt atât de importante încât să zici bă, îl vreau pe în detrimentul alt. Mai degrabă contează mediul unde a, unde a început viața. Cât a stat cu, uh, uh, cu mama, da? De la fătare, cât a stat cu frații în cuib, contează mai mult decât rasa respectivă. Și de obicei vorbim despre animale care, despre care nu prea știi trecutul. Te trezești că ajunge într-o cutie, pe câmp, într-un adăpost, tu nu știi noi, cu ce pachet vine. Noi, pe, pe, pe de o parte, rasa contează mai puțin decât individul. Uh -huh. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim despre rasa comună, așa cum mi se spune, da? Diversitatea genetică este enormă, și atunci caracteristicile de nu, rasă ne interesează, să să ne interesează mult mai puțin, chiar dacă ele să spunem care ar exista și s-ar putea manifesta. Din păcate, câinii cei mai vii, cei mai energici, chiar dacă sunt de rasă, ajung să fie abandonați. Din păcate, pe stradă se nasc foarte mulți câini. Și slavă Domnului ajung să fie adoptați Și nu știm, nu avem cum să știm trecutul fiecăruia Cert este că treaba noastră nu este să facem Mult timp ne-am concentrat pe asta da. și am ajuns la concluzia Nu crezi e... cu câinele din fața ta indiferent de ce trecut a avut Exact, nu important este să ai da. răbdare, să o iei încet Și de, din situația în care câinele acum poate să ajungă într-o situație mai bună Cât de bună, timpul va decide Noi o luăm încet și facem ce știm Uhum. Mă concentrez un pic pe partea asta De, nu știu, sunt foarte multe Sfaturi cu ce câine ți s-ar potrivi Te duci la adăpost și Nu știu, cum poți să-ți dai seama Ce câine ți s-ar potrivi, tu uitându-te Nu știu, la niște Finse după gratii Spune-mi da. uh, Am făcut chestia asta O perioadă, chiar am mers cu prieten să-și aleagă un câine din adăpost Și uh, Poți să zic că tu vrei să-l alegi pe la cel mai prietenos, cel mai uh, leger în mediul la oricât de dur ar fi el, cu cât e mai lejer câine cu cât, cu cât vine la tine și vrea de la tine chestii de din coadă, vrea să-i dai o recompensă, vrea orice de la tine, cu atât câinele are șanse mai mari să fie un câine mai sociabil atunci când îl de acolo. Dacă e... Uh... Nu, nu poți să faci o selecție să zici bă, să anticipezi ceva din asta. dar tu vrei să-l să iei pe ăla care, care e acolo, care vrea cu tine pe de altă parte înseamnă că e un câine foarte energic, foarte rezistent și atunci când ajunge acasă s-ar putea să-ți creeze la rând niște probleme prin simplu motiv că are multă energie de consumat și uh, înseamnă pentru tine ca stăpân înseamnă multe ore de scos afară consumate energie sistematic așa să o iei. în fiecare zi tu ai programul lui și două, 3 ore sunt ale câinelui. Deci teoretic îți, îți analizezi viața și cauți un câine care să aibă caracteristicile uh, pe care le poți duce, să spunem așa. Pe de altă parte, însă, uh, unul testele nu durează o zi. Testele adevărate nu durează o zi. Durează, durează 3 săptămâni, luni, da. o lună, două luni, trei luni. Poate câinele la Trei luni e perioada de acomodare, adică poți să o numești perioada e de, de acomodare ca la 3 luni de, de După perioada de acomodare, să înceapă să se manifeste altfel. Oh, pe adevărat. de o parte, pe de altă parte, e foarte posibil ca autoevaluarea ta să nu fie exact aia. Tu crezi despre tine că ești activ, că o să urci munți, că o să faci, că o să... de fapt nu o să faci. Pe de altă parte cunosc cazuri fericite, ba, chiar în... foarte aproape nu dau nume, care uh, și-au luat câini foarte nepotriviți pentru ei și i-a s-au dovedit a fi senzaționali. Eu am început dresajul datorită faptului că am adoptat un câine absolut nepotrivit pentru mine. Și datorită faptului că trebuia să mă înțeleg cumva cu cățelul ăsta m-am apucat de dresaj astăzi sunt instructor canin și viața mea e clară în direcția asta deci statistic vorbind da, la modul general. E bine să te gândești ce fel de viață ai, ce vrei să-i oferi acelui câine, ce vrei să-ți ofere el ție și să găsiți o, o apropiere. da. Eu sunt lene și îmi iau un câine lene și eu sunt activ, mi iau un câine activ. Dar la modul individual... Uh -huh. Tu mai ai o teorie, că totuși câinele trebuie să-ți aducă fericire, să-ți aducă da, împlinire. Da, cred cu Acum, nici nu să te duci la adăpost și după trei luni să zici, bă, nu, nu e ce trebuie să-l duc înapoi. Tocmai, a, tocmai aici este, este, încurcătura. Da? Evident că noi avem un, un manual, avem un, un, set de bune practici. Ar trebui să faci asta, 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 asta. Însă ele sunt limitate de situația în care vine cineva și noi am făcut exact inversul și extrem de fericit. Sau invers. Eu am făcut tot ce mi s-a spus, și uite că am ajuns în situația în care câinele stai prea mult pentru mine sau am avut de curând o situație cu o persoană care a investit în dresaj, care și-a luat un câine potrivit, care a făcut tot ce, tot ce trebuie și care a spus mi-am mi dat seama că eu nu sunt potrivit pentru câine. Pentru câine în general. Eu nu știu, aveam de unde să știu asta, dar realmente nu dorm noapte, am probleme, mă îngrijorează prea tare, mă, mă enervează în alte situații. Deci, nu trebuie să te sacrifici, cum ar fi, <coughs> pentru că gata, ai. Sigur, trebuie să acționezi responsabil. responsabil ai adoptat un câine, găsește un stăpân responsabil. Uh -huh. Dul mai departe într-un loc să-i fie mai bine. Dacă întorci un câine în adăpost după ce săracul de abia a ieșit de acolo de 3-6 luni, un an, întotdeauna trebuie să-ți pui problema. Uh, sau, așa pun eu problema. Plasa asta de siguranță e greu de găsit. Să zici că ai luat un câine și să ai o plasă de siguranță și dacă după trei de zile constat că chiar nu am nicio șansă cu el, atunci e cam dur să-l duci înapoi în adăpost și trebuie să, trebuie să te asiguri că nu-l abandonezi, evident, și că-i cauți pe cineva cel puțin la fel de, 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 de bun ca și tine, dacă nu mai bun. Să spune că e, poate e mai dispus să, să investească timp în câine. Noi privim câinii ca pe familie. Da, odată ce ai intrat în curte, nu. Și man, odată nu ce îi privim ca pe familie, uh, calculul pe care îl fac eu, l-aș face eu pentru mine, nu, slavă Domnului, n-am fost în situație, dar l-aș face eu pentru mine, este cât de bine e acestui câine cu mine, cât de bine mi-e mie cu el, cât de bine ar fi lui în altă parte, cât de bine mi-ar fi mie fără el. Și astea sunt niște calcule pe care le facem, la un moment dat ajungem la un compromis și mergem mai departe. Dar dacă ți-aduce aminte, discuția asta am purtat-o și noi doi în, în ceea ce îl privește pe Taz, uh -huh. Și eu ți-am spus atunci, nu eu cred că cel mai bun scenariu pentru tazi este ăsta. Pentru tine, ești singura care poate să decida. Și uite că s-a dovedit a fi un scenariu foarte bun și pentru tine și pentru el. Da. Nu înseamnă că acolo. toate, nu seamnă o că toate tine. poveștile sunt așa frumoase. Nu înseamnă da. că toate poveștile sunt așa frumoase. Pe de altă parte, nu înseamnă că toate poveștile frumoase sunt, cum îi spune, Revin, și Ilena Costânzea a zis la toaletă. Se întâmplă. Sunt de toate, toate poveștile frumoase, conțin. Stai că mi-a făcut, că mi-adresc, că mi-e greu, că nu știu. Ce. Dar, în esență, suntem împreună și suntem cea mai bună versiunea noastră uh, când suntem împreună. Și aia e cel mai frumos lucru. Și asta înseamnă, de fapt, să ai câine. Și pe credința asta, de fapt, uh, facem nu doar Clubul Câinilor Utilitari facem și Școala lui Codruț facem tot ce facem noi în interiorul clubului. Uh -huh. Se bazează pe credința asta. Primul nostru slogan, acum 12 ani sau da, când eu... ai mai fost, eu mă distrez cu câinele meu. Noi ne-am propus de la început și dintotdeauna să creăm o echipă de câini utilitari. După ce creăm această echipă de câini utilitari, ea să devină etalon, să fie foarte bună. Și pe baza ei să externalizăm chestia asta, ceea ce acum suntem în eforturi împreună cu DSU să externalizăm această metodă de lucru la uh, câinii militarizați din România. Deci pompierii au și ei o, niște câini de salvare și noi încercăm să le schimbăm lor, să-i ajutăm să-și reformeze modul de antrenament și de lucru cu câinii ca să folosindu-ne din echipele civile, de la Clubul Câinilor Utilitar și din altele din țară, mai există la CST și etc. Și încercăm să, să facem chestia asta. Dar, cu toate că câinii ăștia sunt utilitari, niște câini foarte serioși și sobri și fac treabă și nu știu ce, în spate este acest slogan care, cum spunea Cristi Minculescu, din inimă nu ni s-a șters. Eu mă distrez cu câinele meu. Ce facem noi cu câinii noștri ne îmbunătățește nouă viața, le îmbunătățește lor viața. Există în club mai mulți câini care au muncit foarte mult să ajungă câini utilitari și care n-au reușit. Pentru că nu, era, nu le era lor scris să fie câini utilitari. Sunt niște câini care vin în continuare la antrenamente, sau care trăiesc foarte bine pe canapele stăpânilor și totul este minunat. Nu înseamnă că nu e niciun eșec acolo. Noi ne-am antrenat cu bucurie, ne-am trăit o viață împreună, e foarte frumos așa. Dintre noi, 10-100 de oameni care vin la antrenament, statistic vorbind, 10, 15, 20, 30% vor ajunge că inutilitar și vor putea ajuta. Bine, pentru voi cred că e important să aveți o bază mare de, de selecție. Adică cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai bine. Da, dacă noi voluntarii nu îi plătim Da, nu numai da. că, noi nu ne plătim Da, noi nu ne plătim nici pe da, noi da. da, toată lumea noi da, avem da, o... să, să, să ai mulți ca să vină Din 30 să vină 10 pe de altă parte, să dacă, 10 da, da. da, pe de altă parte dacă sunt mulți Încep să ai probleme de menegeriere Deci oh, sunt, de. bă, bă, challenge revin Toate poveștile vin, nu există soluții bune Există trade-off-uri Există soluții care îmbunătățesc ceva Și acceptăm că altceva nu va merge Și uite așa, încet, încet lucrurile merg înainte. Ce sunt curioasă, de ce simțiți voi nevoia, după cum spuneai, Romica Chințoi a fost dresor principal, dar întotdeauna pe lângă dresorii principali mai erau voluntari. De ce e important ca cei voluntari, după ce merg de trei ori pe săptămână la antrenamente, pe căutare-salvare, să își mai rupă din timp și să fie acolo? E, e alegerea lor necesară. Dar poți să o numești necesar că îi ajută pe ei. E dorința lor de a învăța mai multe și de a-și forma, să spunem, o mână, dar în concordanță cu ce facem noi deja. Cumva noi suntem pe aceeași pagină. Ok, stilul lui nu e exact al meu și nici al meu nu e exact ca Ioanei, de exemplu, care a fost la, uh -huh. la noi la tabără în... Dar lucrând împreună putem să ne, să ne unim în treaba asta. Adică măcar avem o pagină comună. Da? Nu sunt rândurile aceleași, dar pagina e. e Esența, es, după părerea mea, motivul pentru care ei vin, că vin absolut voluntari. Da. Um, să învețe. Să și învețe cât vin, mai mult. În general, din propria inițiativă. Și în în au un care... anumit interes, aia se vede. Adică nu vin acolo ca să bifeze că au fost. Ah, A, da, nu, nu. Nu, cu siguranță nu. Vin acolo ca să pună mâna la Da, treabă, da, da, efectu, vin, da. vin, cum îi spune. Deși vin la trei antrenamente pe săptămână, vin și la ședințele de lucru cu căței adoptați, pentru că, uite, nu, acum am mai virusat, nu mai pot nici o să folosesc, mai danez. <laughs> uh, vin la ședințele astea din același motiv din care, dacă citești Platon, nu înseamnă că nu mai are rost să citești Aristotel. Și dacă îl citești pe Aristotel, nu înseamnă că Platon e de aruncat la gunoi. Uh, odată ce încep să... Noi, noi credem cu tărie că pofta vine mâncând. Odată ce ai început să mănânci mâncăruri alese, vrei să le încerci pe toate. La fel și ei, odată ce fac salvare, zic nu, hai să vedem și aia, hai să vedem și aia, hai să vedem și aia. Alții o fac pur și simplu din, din spirit de comunitate. Vreau mm -hmm. să ajut clubul, Domne, vreau să arătăm tuturor că noi suntem buni, puternici, tari. Ceea ce iarăși este foarte frumos. Deci lucrurile merg înainte. Este voluntariat în sensul în care pentru noi toți noi toți am venit cu drag indiferent dacă am ajunge undeva sau nu este cum îi spune outcome detachment da deci noi dacă ne dorim să ne dorim să facem asta indiferent de rezultat până la urmă atâta timp cât da, rezultatul da. nu e unul absolut nociv da nu vrem să inventăm că avem voluntari care vin fără câini și n-au un câine luptă astea cu între ghilimele că vin acolo să ajute și să facă parte din, din comunitatea din asta echipă. și deci să facă când, parte din echipă. Da. când spui că vin fără câine, adică nu au câine acasă? Nu au câine deloc. Nu au câine și deloc, se bucură dacă, de exemplu, le dăm un câine băluc, lucrează se bucură. Deci Foarte avem, avem okay. doi copii, pe, pe Alin l-ai și cunoscut la manifestarea, la seminarul ăla, avem doi copii care au terminat acum facultatea de medicină veterinară și care se vor pregăti, ei nu au niciunul câine, nu au avut, ei stau încă cu părinții, n-au reușit să-și ia cățel și amândoi se vor pregăti în comportament animal la cele mai tare școli din Europa, în urma faptului că au fost la noi. Sigur că poate s-ar fi dus pe drumul ăsta oricum, dar nouă ne place să credem că am pus și noi un 2%. Atât în hotărârea lor de a face asta, cât poate și în da, vor fi doctori în comportament animal, unul unu dintre ei lucrează chiar pe comportament canin, celălalt se deja lucrează cu, cu, și cu râși, lupi, da. cu râși, cu adică lucrurile merg înainte. E o comunitate unde lucrurile poate să crească în toate direcțiile. Uh -huh. Și nu puneți presiune așa pe oameni să rămână, să obțină rezultate. Văd că e așa... Vin... Nu cre... Noi, noi, nu credem Eu că presiunea da, Nu simtit credem nu. că presiunea ajută. oricum individul își pune singur o presiune și da, să mai adaug și eu la presiunea aia, nu știu dacă ajută așa mult. Poate doar în momente în care simți că urcă un alt să-l să împingi de la spate sau să te... Cum și eu, mă împinge ăsta de la spate sau altcineva dintre colegi. Ne împingem unul ne împingem pe altul, altul unul atunci dar când e necesar. presiune, doar când e necesar, dar în rest nu. Ți se pune la dispoziție, bă, uite, poftim, ăsta este mediul în care ne scăldăm dă în față. Unde vrei să ajungi, setează-ți o țintă și mergi către treacă, că noi cu siguranță măcar putem să suflăm în pânze. Uh -huh. Realitatea dură este selecția se face cu bâta. Uh -huh. Educația cu zăhărelul. Da? La uh, cai cu zahărul. Pentru că la, la, da, odată ce vreau să te duc pe tine, înseamnă că nu-mi permit să te mai pierd. Și atunci nu-mi permit să-ți dau teste care să te elimine din program. Eu vreau să fi că te-am adus. Pe de altă parte, spunea foarte frumos Liviu Lucaci, decanul de la UNATC, spunea, sau rector, nici nu mai știu, uh, acum uh, ce poziție are. Spunea, ne-a spus foarte frumos, cea mai anaibi selecție, este autoselecția. Și atunci, pentru voluntarii noștri, pentru cursanții noștri, dacă tu ai reușit să ajungi aici, de aici noi nu trebuie să te mai, mai să te mai testăm, să te mai împingem, să te mai impungem. să te mai... important e să te ridicăm și să te ajutăm să te ridici pentru că tu ai ajuns până aici și drumul până aici nu e ușor, fiecare dintre noi are viața lui și drumul lui faptul că tu ai zis într-o zi, domnule eu îmi fac timp să vin de trei ori pe săptămână aici se, se adună undeva la 20 de ore de petrecut numai la club pe lângă asta tu îți petrești câine, timp cu câinele tău în fiecare zi ca să poți să performezi astea 20 de ore. E, dacă ai ajuns aici, n -n -n, presiunea nu mai trebuie mai rost. să apăsați voi. Da, e clar, tu ai pus presiune pe tine de a, -a ajuns aici. Și uh, mă interesează, de exemplu, pentru că vorbim despre uh, școala lui Codruț, cât timp îi trebuie unui voluntar să ajungă în postura în care să se ocupe de, nu știu, de 10 câini, să spună, să ajungă în postura... exact. A lui Romica, a lui Eugen. Nu e în timp definit. Da, nu e nu e un timp definit. Avem oameni care după trei ani jumate se puteau ocupa de o grupă. Avem oameni care după 7 opt ani încă nu se puteau ocupa de o grupă. Deci depinde. E și sunt de inclinația de... individului ce jorește dorește el până la urmă. Că poate să nu fie ceva ce îți place să faci, să ții acolo oamenii. Să fie cu... un not contra curentului, poate n-ai, dar și de timp. Și de, sunt multe ele. Viața e plină, da? Eu aș fi putut să ajung poet, dar mi-a născut nevasta și a trebuit să mă duc la maternitate. M-am lăsat de poezie. După când m-am apucat eu iar, păi deja să lansase, nu știu cine. Dar asta spun. Sunt ce, mulți factori. Ce e mai greu? Să lucrezi cu un câine sau cu stăpânului? Cu omul? Cu câinele ușor, de fiecare dată. Adică, dacă ai un câine care e motivat de mâncare, e destul de ușor te duci cu mâncarea pe el și îl faci să facă orice. Îl convingi, îl vrăjești, dansezi cu el orice dans. Până la urmă și la coadă. Da? să spunem așa, mare pasiune și câini care sunt, nu știu, au problemele lor. Cu omul e greu să-l scoți din anumite tipare pe care le are formate și e greu să-l convingi de anumite... Să hai să spunem niște adevăruri simple despre câine. Dacă omul deja și-a format ideea câinele îi face în ciudă, păi e greu să convingi. Păi stai, câinele ăsta nu vrea să-ți facă în ciudă. Dacă ai premisele greșite, concluzia și soluția va fi greșită cumva. La probleme de comportament mă refer. În dar genere, da. nu întotdeauna, dar în genere, oamenii sunt mai susceptibili de a crede că au dreptate în dar, orice fac. Dar, și atunci dar. cu oamenii uneori e mai greu. Dar există și căței, sigur, care îți pun creierul pe bigudiuri și te pun la, la treabă mental să, să te gândești por, ce câinii, câinii, vor să danseze, lor le place jocul ăsta, le place da. la nebunie și dacă îl prezinți cum trebuie, câinii o să fie topit. Nu e o chestie în care eu îl manipulez și îl no! prostesc, e o chestie da. benefică amândurora. Dansul ăsta ne place nouă și lui și mie. Dacă mm -hmm. doar unul dintre noi este ăla care e, e, ia plăcerea din dansul ăsta, ceva nu e în regulă, nu e un dans. Ceva da? nu funcționează. Da? Dar e, 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 mai greu cu omul pentru că are deja niște chestii, oamenii de obicei au au, au niște chestii și sunt siguri de dreptatea lor și chiar ar putea să spună inclusiv da, da, am înțeles, dar totuși să nu fie convinși. Și aici e greu să te prinzi când omul reușește să-și fure singur căciula și tu să încerci să manevrezi cumva situația încât să ajungă singur la concluzia, ăsta, stai un pic că de fapt mă faultez la făcând, încercând să, să not împotriva curentului cu câinele ăsta. Uh -huh. Deci există și căței la care într-adevăr la care te chinui să găsești ce vrea. Câinele ăsta ce vrea? Da, că ce, nu, vrea ce e cașcaval, nu vrea cașcaval, nu vrea, nu vrea, nu vrea. Ceva vrea, ce vrea. Dar în, în mare, cu omii care mult dreptate. Uh -huh. <laughs> în mai puține cuvinte. <laughs> da. Și în momentul în care mă rog, am sesizat că o mare problemă și la câini și la oameni e anxietatea. Avem fricile noastre, uh, ei vin cu fricile lor și combinația frica ta cu frica lui uh, e de multe ori... Uh, Dătătoare așa de bătăi mari de cap. Mm -hmm. Ce ar trebui să facă, nu știu, un proprietar de câine în momentul în care se sizează că mai acolo sunt niște probleme și la mine și la el? De la sfaturi profesioniste, sfatul personal, la uh, exercițiu și răbdare. Uh, nu, nu există nici câine și nici stăpân normal sau perfect. Fiecare dintre noi avem niște puncte tari și niște puncte slabe. Pe cât posibil să le identificăm și să apăsăm butoanele care trebuie astfel încât să compensăm pentru ce. Uh -huh. pentru deci, ce cumva ar trebui să identifici problema și să încerci. Adică, da, o poți spre să exemplu, rezolva. Spre exemplu, un exemplu foarte antropic, da? Să spunem că eu sunt ipohondru. Da? Dacă mă simt că mă ia cu amețeală, eu am tendința să mă gândesc că o să fac infarct, să spunem. Știindu-mă însă ipohondru, zic că stai puțin, așa cum mă știu eu pe mine, cel mai probabil m-am ridicat prea repede de pe scaun. Și atunci, pentru că mi-am luat acest azimut un pic mai strâm, mă pot reechilibra. Băi, logic vorbind, puține șanse să fie infarct. Și trăiesc mai bine așa și viața mea e mai ușoară. același lucru se întâmplă și aici. Atât timp cât noi uh, ne asumăm punctele noastre slabe și încercăm să le compensăm și să ne dăm seama, stai puțin, dacă mi s-a părut așa, spre exemplu, anxietate, dacă mi s-a părut că chestia aia e sfârșitul lumii, poate că nu e. Câinele dacă este stresat într o situație sau alta, trebuie să interpretezi, "Dumne, de ce face el asta? Cât de tare este speriat? Cum pot eu să-l duc de aici?" să-l să fac să se gândească la altceva sau în anumite situații, bă da, este o frică care trebuie merită tratată, trebuie să-l luăm de aici că e prea speriat deci depinde, dar ideea este nu există nici stăpânul normal sau perfect, nici câinele perfect toți avem găurile noastre, eu spre exemplu sunt un om foarte foarte smucit, sunt un om foarte agitat și sunt un om foarte nerăbdător adică toate astea trei sunt cum să spun eu, venin pentru, pentru un dresor. Da? Și cu toate astea, ușor, ușor, luând în calcul, stai puțin, din moment ce eu sunt foarte smucit, îm, încerc să mă concentrez pe exerciții, De joacă unde câinele O fi ok cu faptul că sunt smucit. Pentru că sunt nerăbdător, facem exerciții scurte. Cât ca să te nu... bazezi și pe ajutor de exterior. <laughs> Sigur. Dacă că ele da. e și eu îi spun, sau știu, alt pune e smucit și vine la dresor și dresorul îi spune, băi fi atent, iau mai calm, mai, hai să fie mai fluidă. Interacțiunea? Da, e adevărat că totuși la un moment dat câinele ajunge să semene cu stăpânul sau asta e un mit? Nici nu știu. E, e grea întrebarea. Este un mit și nu este un mit. Da, e obișnuit. Este hai, ce. Te... Tehnic vorbind, vorbin, Am înțeles. câinele și stăpânul de-a lungul unei perioade de timp se vor adapta din ce în ce mai bine unul la altul uneori asta poate să dea senzație că este asemănat. Da. Să spunem că rezonează un pic mai bine unul cu altul și atunci, da. Pe, pe de altă parte, cred că poți să faci, dacă tu ești foarte uh, smucit și transmiți asta câinelui, s-ar putea și câinele tău să aibă niște reacții un pic mai smucite pe lângă tine sau... Dar am văzut câini care, nu știu, de exemplu, cățeaua lui nu doarme în pat, și când am mosul la mine acasă, că s-a plecat în concediu, puf, în pat, vă, era cea mai iubitoare, că ți din lume venea și să, puf, să tăvălea în patul la tot. Da, da, da am mai auzit de niciodată să da. doarmă în pat. Pur și simplu nu doarme în ea pat. Ea s-a adaptat rapid la ochii, okay, s-a schimbat mediul, ce tare. Da, da, da. <laughs> și <ce> ne <laughs> exact. Dar da, da. nu că da. se, se simte foarte bine și sub canapea. E, e, e filmul ei, da, da, e filmul da, ei. Asta da. spunem de foarte multe ori, spunem oamenilor. Și asta e important. Noi avem senzația că comportamentul unui individ, câine, om etc. are două surse. Sursa genetică, așa te-a hărăzit să spunem Dumnezeu sau Darwin sau ce ne crezi tu și mediul în, mediu în care te afli. Respectiv educația asta pe care ne-a dat-o mediu, dresaj etc. Mai există o sursa comportamentului și anume, mai ales la animalele sociale, care și noi și câinii suntem animale sociale, relația. Relația generează comportament, modifică comportament. Adică câinele meu, indiferent cât de bine este dresat, în relație cu mine este un câine, în relație cu romică este alt câine, în relație cu copii este alt câine. Așa cum și eu, în relație cu voi aici sunt cineva, în relație cu soția sunt cu totul altcineva, în relație cu copiii sunt Puh, cine sunt eu în relație cu copii nu e așa? Și tot așa, deci no... și asta e o chestie care uh, sigur că este influențată și de mediu și de genetică, dar se întâmplă instant. Uh -huh. Dacă e vorba secundă... de dinamică, de Exact. Dacă da, în secunda deci asta intră cu... copilul mie mi se schimbă vocea, mi se schimbă da. tot. Nu am alte idei. Vreau să A același lucru se întâmplă și cu câinele. Și atunci câinele și stăpânul converg într-un fel sau altul și de multe ori, e, asta este o glumă pe care o facem, da? Toți stăpânii de câini fac această glumă, de câte ori vezi un câine că se tăvelește în bale, că zice, seamănă cu stăpânul. Sau noi ca adresori mai spune, băi, câine tău se tăvelește în bale, a învățat el de undeva. Să naște așa. De... E, și tot așa, dar asta rămâne o glumă. În realitate, da, convert... există o, o... o, o apropiere, o armonizare, care aduce, ajunge uneori când și stăpân ai senzația că seamănă fizic unul cu altul. Da, bine că asta e alegerea ta. Când îl vezi și seamănă foarte tare, îți vine să le iei pe ăla. Adică că are pe cresc ca tine. Da, da, da. <laughs> da. Ideea este că voi încerca și vi s-a dus cumva vestea în târg, cel puțin prin parcuri, că ok, faceți uh. dresaj, da, dresaj cu blândețe, nu cu metode dure și că există acest program. Da. există În printre ce cei minunat. care au adoptat dau mai departe și spun despre școala lui Codruț știu că la un moment dat era o listă de așteptare da, 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 ceea ce... și la anul când dăm drumul la program, cred că prima doamne grupă să e, să plină. Fi... Că doamne doamne e plină, cred că deja e plină da. ne ajută, da deci voi cumva acum așteptați un semnal? Nu, aceste burse ale primăriei generale se dau în fiecare an. Pentru mediu, pentru... Sunt mai multe, da? Pentru ONG-uri. Deci ONG-urile dezvoltă niște programe și vin și dau un soi de concurs. Și iau niște burse și le împărtășesc Prăștie. Uh, noi vrem să participăm evident și la anul cu școala Codruț și ne bucurăm să existe beneficiari pentru că uh, dacă nu mai există beneficiari, probabil ne vom opri. Nu, noi ne ocupăm de câini utilitari ca și activitate principală. Asta este unul din lucrurile pe care da, le facem misiunea cu drag asta secundară cu, cu educația și cu hai să ajutăm. Ne -a face parte din Meseria de voluntar. Și din păcate uh, pare că nu se oprește robinetul cu câini abandonați. Adică mm. e plin da, din ce văd uh, și pe Facebook uh, să, anunțuri. A, acum nu știu cât de uh, adevărat o fi. Eu cred că e destul de uh, precisă treaba asta. Legile care sunt acum sunt pentru oameni care oricum le-aș fi respectat. Cumva. Adică legea e foarte bună, foarte de bun simț dar o respectă numai oamenii care oricum n-ar fi făcut lucrurile astea care le interzice legea din primul rând ca orice lege, da. în sensul că până la urmă legea are un o rol normativ mai mai adâncă în zonele rurale special da, din păcate încă da. mai mai e mult până departe, uh -huh. două, câinii da. se mulțesc mai de două ori pe an și, și uh, pot produce o, o... Femela sănătoasă poate produce inclusiv, teoretic, până la 24 de pui pe an. E clar că dacă toți acești pui ar supraviețui, în câțiva ani. Ar fi numai câini. Ar fi numai câini da. pe planeta asta. Și atunci, din păcate. Nu, da, e o selecție dură de șosele, de oameni sau. Pur și simplu faptul că nu găsesc destul de hrană, e o selecție destul de dură și cu toate astea toți sunt foarte mulți căini. Păi nu, ideea este următoare, având în vedere că societatea, civilizația, ca să spun așa, oferă șanse de supraviețuire multor pui, <coughs> noi ar trebui să intervenim cumva și să limităm această mulțire, prin sterilizare, castare, da, mulțime, etc. Da. Ne întâmplându se asta în mod real, nicăieri, uite am fost la o manifestare, Ui, la o fac comunicare... O mică, paranteză, spate, eu m-am mutat la țară. Și pe unele zone nu vine să trecă Nu, dar sunt, aici în lângă În pădurile prin care trec Ca să ajung la autostradă Pe șosea, acolo e locul de aruncat Gunoaie și câini Adică e cumva interschimbabil cuvântul ăsta Că spui gunoaie, câini, tot aia e pentru zona asta Pentru cei care aruncă E groază, uh, pentru cei dar care aruncă, Și dar nu sunt mulți Nu sunt mulți care aruncă, probabil Dar sunt destui cât să, cât să fie pădurea Plină de gunoaie și de câini deci chiar și în București, uh, Aspa a avut o comunicare cu câteva zile, la care am fost și invitat, uh, au vorbit cu nu știu câte mii de persoane și le-au dat avertizmente și pe mama și pe tata, din mm. care 30% chiar și-au dus la, la streza. Deci în București oamenii cărora li se explică, li se povestește, unii sunt avertizați, băi vezi că e nasol, așa e legea și cu toate astea doar 30% durează, schimbarea asta durează să nu credeți că uh, când ne ducem noi în Austria și nu vedem niciun maidanez, să nu credeți că traseul, așa. da, s-a întâmplat în două luni evident da. că și la ea au fost nevoie de no, zeci de ani de politici mai cu budure, oamenii cu care mai am blânde. vorbit, de exemplu, pe țările astea simpatice sau civilizate nu și mai aduceau aminte când au văzut un maidanez, adică generații care n-au prins așa ceva da, da, și la un moment dat adoptau da, de, la de la, la noi da, pe da, ideea. Da, Dacă-i că... dacă pe bunică sus, ar putea să zică, oh, parcă când eram eu Sandru, ah, erau câini bine, pe stradă, da. E și o poveste da. dură, da, în spate. Da, dar au și, parte... este, au, și, au și o cultură mult mai mult mai bună. Sunt un pic mai responsabili vis-a-vis -vis de câini. Sunt un pic mai responsabili și, în mod istoric, au fost mult mai intransigenți Da, da, da. Uh -huh. Adică, faptul că noi avem mai danesc pe străzi, până la urmă, de fapt, este și rezultatul faptului că sute de ani am fost toleranți. Mai toleranți decât și faptul că avem urși da. în păduri. Românii au fost mai toleranți decât cu pentru că absența armelor de foc în România la populația generală a început în comunism. Înainte de comunism noi aveam arme de foc așa cum aveau toți europenii. Cu toate astea Uh, noi am intrat în secolul 20 cu maidanezi, ceea ce majoritatea țărilor europene nu aveau, am intrat în secolul 20 cu urși în pădure, cu lupi în pădure, asta spune că românul de fapt cu, toate cu toate tarele sale e un, e un, om destul de tolerant și până la urmă a zis, e, a venit ursul meu la toaia, a înjurat a, și, și a fost de viață. Nemții nu, frate, s-au strâns tot satul, au dus, au, au belit ursul, nu există. E, noi acum încercăm să trecem direct nemții sau, nu știu, americanii cine, nu americanii, nemții ă, austriecii, olandezii, francezii au trecut de la această intransigență la o blândețe față de animale. Noi încercăm să trecem de la toleranța aia și neglijența aia balcanică să trecem direct la toleranță. Va fi un drum mai greu, mai cu hârtuape, dar eu zic că avem șansele noastre să ajungem și noi acolo. Bine, uite, una dintre cursantele școlii lui Codruț spunea că în străinătate, cred că în Elveția, regulile sunt foarte clare. Înainte de a adopta, de a-ți lua un câine, tu trebuie să faci niște cursuri. Adică să mm. ai niște deja niște noțiuni de bază, să știi cam ce ai de făcut și undeva să se vadă că nu, nu te trezești da. după trei luni, că au leu, nu-i fac față. Da. Da, și asta minimizează într adevăr abandonurile, dar nu le elimină. Stai un pic, minimizează, ar fi o soluție mișto dacă. Este o soluție stai... foarte bună, da, da. sigur da. că da. Uh, uh... Stai, stai un pic, Nu, 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 e bun, merge, e, merge, merge da, da. O Soluțiile o botez, astea există. Botez, da. Soluțiile astea există. Există țări unde uh, la fel, odată ce se lua câine este primul poți fi obligat da, de comunitatea dresur, locală da. să treci printr-un program de dresaj până la un anumit nivel. Până la nivelul de, de, cum e în România, testul de sociabilitate și abstinență canine. Foarte, foarte frumos. Sunt toate soluții care minimizează numărul abandonilor, dar să nu înțelegem că aceste soluții elimină abandonul. Abandonul, din păcate, este un fenomen. Uh -huh. Din păcate, specia noastră de multe ori adoptă specia câine. Și din numărul de adopții întotdeauna se găsesc unii care rămân pe din afară. Din păcate, asta e o, dacă vreți, o tară. E o, e o caracteristică a societății umane. Înțeleg și pe final, nu aș vrea să uh, încheiem înainte de a vă întreba. Uh, bine, e clar că trebuie să-ți creezi acea relație specială. Unii poate o fac din clipurile de pe YouTube, mă că așa, dar sunt unii. Nu, 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 sunt. Slavă Dumnezeu. Care își fac, pe de altă parte. Uh, tot în stilul românesc, dacă te uiți pe piață, foarte mulți dresori. E ca la terapeuți, ca cum cauți și cum selectezi, astfel încât să fii sigur că totuși ei cei mai buni câinelui tău. Uh, profesorul sau dresorul sau cum învață? Ți-ar plăcea să fii învățat în felul ăla? Puneți întrebarea asta și dacă răspunsul este da, mergi cu el mai departe. Dacă, dacă te uiți la tehnica și la instrumentele pe care le folosești și spui, bă, mie mi-ar plăcea să fiu educat în felul ăsta. Da? Și nu, adică trebuie să încerci să faci un pic abstracție de la povești cu... Dacă ți se pare că e ceva nașpa, spune, ok, poate nu. Sau invers. Adică tu trebuie să până la urmă din punct de vedere etic, sfatul Romică este foarte bun. El, în sensul că dacă tu simți că nu ai fi ok să fii supus la cei supus câinele, atunci e clar că nu ai ce căuta acolo. Bine, eu aș fi putut să spun că aș vrea să îți dau câinele și în momentul în care revin peste o lună da. să... Da, asta este să arunci cu bani în problemă. Asta e povestea cu da. da, asta da, e da, povestea da. să arunci cu bani în problemă, dar sunt unele probleme care poți să arunci cu câți bani vrei este ele și nu, nu se duc. ca și cum te duci la terapie și ai cere dacă se poate cu operație. No, sau eu vreau să și cum scap de... de traume că unde mă operez. Da, dar nu, nici măcar. E ca și cum te duci la terapie by proxy. Adică te duci și mișpație în valoare. Dar poate vine da, să vină da, da. secretarea mea că eu n-am timp să la terapie. Tine, exact. Vine ea și îmi ține locul. E cumva, nu. Vine soțul. Dar vine da, vine Dacă el e... are problema, de fapt. Am ah, în esență, da. la adres, asta este marea chestie. La adresaj, câinele nu învață și sculcat. Cum spunea și Romica mai devreme. Nu, învață, învață baletul în doi. Tango. E vorba despre o relație care, în momentul ăsta funcționează, așa cum funcționează ea. Și cu ajutorul dresorului ar trebui să funcționeze mai bine. Și atunci trebuie să încerci să nu faci transfer de responsabilitate. Sigur că nu e ușor, așa cum nu e ușor în nicio situație în care trebuie să fii responsabil. Tocmai m-am mutat și a trebuit să renovez un apartament. Nu n am avut nicio, înclin, nicio plăcere, nicio înclinație vreodată în viața mea să fac așa ceva. Sigur că primul meu instinct a fost să mă întorc, să fug, fugi, tată cât poți. Însă, având în vedere resursele economice euh, existente, a trebuit să mă apuc și de chestia asta. Și evident, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul uh, șpaclului, șpaclului uh, am ajuns să mi-asum această responsabilitate și să o ducem cumva, să o împingem până peste mal. Asta trebuie să se întâmple și cu dresajul. Ușor, ușor trebuie să mi-asum drumul pe care l-am de făcut. Atenție, și eu spunem mereu, relația bate metoda. Dacă mm -hmm. nu te de asta spuneam că învață de pe YouTube. Dacă aveți tu și câinele caracteristicile potrivite pentru pentru chestia asta și luați YouTube-ul ăla și îl pritoțiți, există șanse să aveți rezultate foarte bune. Am văzut cazuri de rezultate mm -hmm. fantastice. Pe de altă parte, însă, dacă simți că te neci undeva, Sună tată un dresor, e ok. Bun. Mulțumesc cu această idee, vom încheia discuția, le reamintesc că ascultătorilor au fost astăzi în studioul RFI, Vlad Popescu, Romica Chințoi, de la Clubul Câinilor Utilitari. Mult succes cu școala lui Codruț, să vă treacă, nu știu cât, mai mulți stăpâni, nu știu dacă e corect să spui stăpâni și câini, nu? E... E un termen, e un termen. Da, Nil uh, sa... uh, de Gras, stai să-mi spune la un moment dat, deși, uh, deși eu nu cred neapărat în Dumnezeu, mi se pare absolut ok să spun Doamne ajută, că doar acum ce o să facem? O să ne modificăm, nu mai avem voie să spunem cuvinte. La fel și chestia asta cu stăpân. Stăpân nu mai înseamnă cu biciul în mână, dar nu înseamnă că trebuie să omorâm termenul, că. Nu. No. De deci ce e bine da, atunci? Vino exact. și... cu alte idei. Așa, așa. Mulțumesc pentru prezentă, Ei, mult noi succes vă mulțumim, mulțumim și vă. mult succes cu proiectul ăsta să, să meargă mai departe. Doamne, ajută.